Hai că suntem un pic mai mici, bine, mai mare greutate. Îl respectăm foarte mult pe maestrul nostru. M-au trezit și mi-au adus mic dejunul în pat. Mariana, ai nimerit totul perfect. Singurul lucru pe care îl mănânc de aici crembuști. Crembuști, clar că nu-i mănânc. Știam. Dar în rest, oricum apreciez gestul. Da, cafeaua, eu mă duc cafeaua. Cafeaua e perfectă, Ciprian. Și ăsta e bun? Și ăla e foarte bun. Am mâncat micul dejun bun, crembuști nu i-am mâncat, clar. Am venit din nou la masă. M-am dus și eu până la toaletă în restaurant, aici ce nu-mi place, bă frate, puneți pisoarul ăla la înălțime de 1,5 metri, frate, trebuie să mă ridic pe vârful ca să mă pis și eu. Ai uitat să iei scara? Deci pe bune, am uitat să iau scara. Păi, trebuia să-mi spui că îți luam scara de la București. N-am venit cu scara după mine, dar m-am ridicat pe vârfuri și am ajuns, că am dat jet așa, știi? Ne pregătim să mergem la sala sporturilor, Olimpia se cheamă sala sporturilor din Timișoara. Pentru meciul lui Marian Dinu împotriva lui Haris Ferizovic, câștigăm 100%. Mariane, vezi ce faci, că te ia mama naibii. Am ajuns la vestiar, în câteva momente începe ședința tehnică, după care mă apuc de făcut bandajele lui Marian, încălzire și ne pregătim de luptă. Suntem cu Octavian Budică, soțul Cristianei Mogol Stancu. Ea se concentra înainte de a intra în luptă la încălzire. Nu a vrut să vorbească cu noi. Știu cum este, unii sportivi au tabieturile lor, exact, și trebuie să le respectăm. Nu e nimic personal. E ce părere ai de această confruntare, de meci, de centură? Păi de tu trebuie să știi mai bine. Tu ești unul dintre puținii campioni români ce a luptat în WACO. Da. Știi bine nivelul. Știi că WACO mai nou este propus și acceptat la Olimpiadă. 120 de țări. Știi și de Cristina Caruso, că tu ai mai văzut-o în galele lor unde a luptat. E neînvinsă de 3 ani. Spuneai tu odată, vrei să zbori cu vulturii, nu? Hai să ne batem cu ei. Așa este. Și atunci am zis, hai să luăm o sportivă de top în primele 3.
să știe că după Giorina Bars și Angelina Houston e numărul 3. E neînvinsă de 3 ani și a venit să... Deci e un meci foarte tare, hai Cristian. Hai România, hai România, că suntem români și asta e cel mai important. Hai România, se va cânta imnul și am luptat. A luptat pentru titlul mondial acolo la 67 de kg, l-am pierdut și l-am atacat la 64-500, unde l-am și câștigat și corect. Am centura la sală, la absolut, am acolo în dulap. Minunat! Îmi doream să câștig și la 67 și la 64-500, să le-am pe amândouă, două centuri, dar nu corect. S-a putut, nu mi-a ieșit. Nu e problemă, secretul e ăsta. Pentru prima oară o fată care atacă acest titlu, UACO a venit, arbitrajul tot este al lor, în afară de centru. S-a întâmplat și la mine la fel și știu cum sunt la arbitraj. Așa că, Doamne ajută să, să rămână centura. Și hai Cristiana Mongol, stăm cu mult succes. Și noi mulțumim mult frumos. Succes. Doamne ajută. Te pup. Ce? Ninge cam povești și noi mergem într-un pub să mâncăm, să bem o bere sau ce vrem noi, să ne simțim bine. Vlogul nu l-am încheiat, cam câștigat, ne simțim învingători. Vlogul nu l-am încheiat exact așa cum v-am zis, n-avem cum să facem o încheiere și vedem ce iese. Mai stați aproape cu noi că mai aveți ce vedea. Mai avem peripeții pe aici. Mai avem peripeții. Mamă, ce ninge. Suntem în centru. Uite câtă zăpadă e. Facem un om de zăpadă. Îngeraș. Cipriane, ai adus art consul la Timișoara. Îl avem aici. Ce caut aici utilajul tău? Păi am venit la gală. Ce, ai venit la, cu ăsta ai venit la gală? Da. Mamă, și în ce l-ai băgat? În bagajul de mână? Nu, nu, la cală. La cală? Bă, mi se părea aproape imposibil să găsim ceva să mâncăm undeva. Uite că am găsit, e și non-stop. Totul bine. Totul bine. Meriți să mănânci? Da, merg. Și cu cântarul ce faci? Nu mai ai. Cântarul vine, cumpărăm altul. 67 de kg. Bine, hai să mâncăm, să bem și vedem după aia ce mai faci. Noroc, bravo Mariane pentru meci. Bem o bere nefe. Nu vă gândiți la prostii, e nefiltrată, să știți. Da. Noroc, foarte bună berea. Bună, bună. Mariane a zis ce tare e berea asta, e tare bună Mariane, așa e este. Noroc, noroc și cu voi. E ultima. Mamă, am cerut sos picant, dar e picant așa cum trebuie, nu Cipriane? E singurul sos picant pe bune. Exact. Deci mâine când mergi la toaletă, ci că nu e așa picant, auzi? O să am o naștere foarte grea. Bun, iar am ieșit în zăpadă, am ieșit din pizzerie, ne-au dat afară că trebuiau să închidă, nu era pizzeria non-stop, din ce am înțeles eu. Construim. Ne-au dat afară, de ce? Pentru că non-stop erau livrări la domiciliu, de fapt să nu dai că te ia mama naibii și câte bătaie îți dau, fii atent. Și nu uitați, hai să facem încheiere aici, nu uitați, fiți atenți, nu uitați, subscribe canalul de YouTube, eu nu spui la tot direse și follow Marian Dinu pe Facebook și Instagram. Cum mă, că trebuia să zici de clopoțel, să apăsați pe clopoțel. Apăsați da? Pe clopoțel. Și nu uitați să intrați pe Art Cons rezervelor, aici în spatele nostru. Șeful. Hai, vă pupăm, pa! Cabroane, stai că n-am dat rec. Fii atent acum. Eu și iară sunt pe val. Dar sezonul estival. Eu și iară sunt pe val. El este. El e șeful. El e șeful. Hai lasă că a luat ei din partea aia lantă. Băieții ăștia doi au făcut sauna împreună. Vreau să-i văd peste 9 luni cine rămâne gravid, da? Asta, maestră.